Clubul Aradian de parașutism a realizat o demonstrație plină de adrenalină în care sportivii ce se pregătesc în cadrul clubului au sărit cu parașuta. Chiar dacă mulți își doresc să facă acest lucru măcar o dată în viață, este nevoie de multă pregătire și nu oricine poate face parașutism. Cum îi pregătiți pe copii? Perioada de pregătire iarna, 2 luni de zile, pe urmă începe partea de pregătire practică, în zbor și salt, de care constă minim 25 de salturi, cu cădere liberă, 15 salturi. Pe urmă, examen de obținere licență parașutist profesionist, adică clasa A, și așa mai departe. Urmează să avem și un lot județean în pregătire, și Arad și Oradea, cu care vom participa la campionatul național de parașutism anul acesta. Când va fi? Probabil în luna septembrie, începutul lunii septembrie. Deocamdată suntem în pregătire și încă mai îi facem pregătire cu ei. În echipa de parașutiști din Arad se pregătesc mai mulți tineri care vin fie din Timișoara, fie din Oradea, lucru care arată că pasiunea pentru adrenaline nu ține cont de spațiul geografic. Cum au reacționat cei din familie și prietenii când au aflat că vrei să practici tocmai acest sport? Prietenii vor și ei și cei din familie au fost puțin îngrijorați, dar tot a fost ok. Și te-ai obișnuit rapid cu tot ce înseamnă acest sport? Da, da, destul de rapid. Am ales acest sport pentru că e ceva unic, ceva interesant. Nu oricine poate să facă și totdeauna mi-am dorit de mic să sar cu parașuta. Fac performanță, nu m-am hotărât exact în care parte, dar sunt la început și abia gust spune acest sport. Tot timpul mi-am exprimat această opinie de a vrea să sar cu parașuta. Mama mea m-a susținut și financiar și pe toate planurile și a fost de acord cu acest lucru. Ce senzație e să sar cu parașuta? O senzație de neexplicat, merită încercat. Cum ai ales acest sport? Îmi doream ceva care să-mi provoace foarte multă adrenalină. Eram copil pe vremea aceea la 16 ani și la televizor am văzut că se face parașutism la Oradea, așa că m-am hotărât să mă înscriu. Ai participat și la concursuri? Încă n-am reușit să particip la concursuri, însă sper că anul acesta. Participat la un campionat regional și la campionatul național de parașutism anul trecut, la Clinceni. Și cum a fost? Bine, experiență doar. Am acumulat experiență și anul ăsta sperăm să aducem rezultate. Atât criteriile de admitere la clubul de parașutism sunt mai stricte decât la un sport obișnuit, cât și pregătirea. Antrenamentul necesită multă dedicație, însă și o stare a sănătății aproape perfectă, sportivii aflându-se la început într-o stare inconfortabilă la o anumită altitudine. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze? Înainte trebuie să vadă dacă sunt sănătoși, nu? Vizita medicală, clasa a doua. Un institut specializat în Timișoara sau București. În ce constă vizita? Vizita medicală. ORL, oftalmologie, laborator, tot ce se poate. Audiometrie, să audă, să vadă bine, să fie sănătoși. Laboratorul, partea de interne cu tensiune arterială și așa mai departe. Ce trebuie cerut pentru așa ceva? Apoi urmează partea de pregătire practică, teoria, minim 42 de ore, de curs de 2 luni de zile, finalizat cu un examen scris din 7 materii și pe urmă să obține o aprobare de zbor. Sportivii au început pregătirile pentru campionatul național de parașutism, care va avea loc în luna septembrie și care este cel mai important eveniment din cursul anului. În primul rând, cei care doresc să practice acest sport trebuie să fie foarte hotărâți, foarte determinați, trebuie să-și înfrângă în primul rând teama de înălțime, teama de zbor, trebuie să fie foarte echilibrați și sub conducerea celor de la Aeroclub, de la Aeroclubul Traian Voia din Arad, vor reuși să-și depășească limitele și să acceadă și spre performanța sportivă, asemenea celor care sunt astăzi de față la această etapă de zbor. Cei care doresc să treacă de la monotonie la adrenalină pot deveni parașutiști.